Liga 1, Craiova 1948, CS Mioveni, vineri, ora 17:30 de minute, Digi Sport 1. Liga 1, Chindia, Dinamo, vineri, ora 20:30 de minute, Digi Sport 1. Patronul FCSB-ului a regretat, însă, la scurt timp declarațiile făcute și l-a sunat pe Anghel Iordănescu, tatăl actualului selecționer, pentru a-și prezenta scuzele. Gigi Becali l-a sunat pe Anghel Iordănescu după ce l-a desființat pe Edi Iordănescu. Anghel Iordănescu a dezvăluit dialogul purtat cu Gigi Becali, care i-a transmis că a spus vorbele la nervi, însă și-a menținut poziția că, pentru ca echipa națională să aibă rezultate, Octavian Popescu trebuie să joace mai mult. N-am văzut declarațiile lui Gigi Becali, sincer să vă spun, nu știu ce a declarat, dar știu ce mi-a spus mie. M-a sunat, probabil după ce a declarat ce a declarat, și mi-a spus că îi pare rău că a declarat ce a declarat, că a spus-o la nervi și îmi cere iertare mie pentru acele declarații. Mi-a explicat că, dacă echipa națională vrea să aibă rezultate, trebuie să joace titular Tavi Popescu. Este punctul său de vedere, modul lui de a gândi, a spus Anghel Iordănescu, la Liga Digisport. Octavian Popescu a jucat 40 de minute cu Grecia și Israel. La prima convocare la echipa națională, Octavian Popescu a fost rezervă și cu Grecia, meci pierdut 0-1, și cu Israel, 2-2. În Ghencea, cu Grecia, Octavian Popescu a fost introdus în minutul 62 de Edi Iordănescu, în timp ce la Netania a jucat în ultimele 10 minute ale jocului cu Israel. Etichete Edi Iordănescu, Gigi Becali, Anghel Iordănescu, Octavian Popescu. Urmărește știrile Digisport, roșii pe Google News.